Dragilor, tocmai ce am revenit de pe un traseu din Poiana Brașov. Am ales să urc pe drumul forestier pentru că l-am descoperit în urmă cu aproximativ 2 săptămâni și eu, cu ajutorul unei dragi prietene iubitoare de bicicletă, de asemenea. Și la întoarcere am ales traseul pe care majoritatea sau toții știm, cel de șosea. Peste circa 2 săptămâni voi încerca să merg cu bicicleta către sud, către locurile mele natale. Acolo avem de văzut împreună și Dunărea și mai sunt și alte locuri frumoase și sper să vă bucurați împreună cu mine.
dragilor, sper că v-a plăcut tura mea de e-bike sau e-biclă, dacă vreți așa. A venit după o tură de serviciu, a venit, a mers la suflet și în continuare voi obișnui să-mi filmez turele de biclă, pentru că și mie îmi face mare plăcere să le văd după. Spre exemplu, la iarnă, când o să fie zăpada la genunchi, sau dacă o să mai fie zăpada la genunchi, e mișto să vezi o tură de biclă pe YouTube și mișto și mai mișto să o vezi pe a ta. Și în continuare, deși sunt mai începător decât prevede legea la capitolul editare video, acum învăț cât pot de bine și cât pot să pricep de bine, pentru că singurel așa încerc să dezlușesc lucrurile, voi obișnui să filmez și alte ture de biclă. Vă aștept pe canalul meu de YouTube și vă aștept să vizualizăm, să vedem plimbările mele împreună. Mulțumesc tare mult dacă v-ați uitat la clip.